Când a fost mic, de 18 ani, am fost la vaci acolo, 3 ani de zile la colectiv. M-am dus la el, zic, domnul Farcașu, eu cum aș putea să fiu artist? Că am glas. Altul cânta, are mama o peciori, măi, 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 dorule, măi. Mă zic, nu-i bine imagine ca la more. Când mă văzut cea de la televiziune, mă, ce-i cu tine, ești nebun, ce ai îmbrăcat? Tot trofeul la Floarea din Grădină. Dar am zis că un om să nu mă lau gospodari, pune tot de alături. Doamne, dar câte afișe aveți aici, pe unde ați fost, cred că ați colindat toată lumea. E mai mult decât un muzeu. Să vă arăt o carte. Ah, iartă-te. Dacă cineva știe să o deschidă, eu i-o dau lui. Ce face domnul Pătru? Vă Eu fac am, pagubă. dacă sunt 7 sate de România, aici cum trece apa. Dacă când am luat trofeul și m-am dus la ei, dacă berea Ilescu nu era poate mai încătat cum am fost eu. Foarte frumos, aici la domnul Pătru. L-am primit cadou din Ruta Certeză. Salutare, oameni frumoși și bine v-am găsit sau regăsit într-un nou vlog de călătorie. De data aceasta tot din Sighetul Marmației, în timp ce vizitam obiectivele turistice de aici, din Sighetul Marmației, ne-a ieșit în cale maestru Pătru, care ne-a invitat în adevăratul lui muzeu, așa că voi avea un vlog separat cu maestru să vă arăt ce minunății are în casa lui. Rămâneți aproape, rămâneți să vedeți acest om minunat care ne-a primit cu brațele deschise. Asta e intrarea. Am înțeles. Asta e casa Pătru. Da. Și dumneavoastră sunteți domnul Pătru. Văd, văd acolo foarte frumos îmbrăcat în... Ce interesantă e curtea aceasta. Cum? Casă de la evrei. Am înțeles, dar au fost foarte mulți evrei aici până în 40. Majoritari erau evrei. La ei am cumpărat. A, da? Și în ce an ați cumpărat? Pe vremea lui Ceaușescu. Pe două daci m-au costat. Oh, dar erați... 70.000 daci. Domnul Pătru, erați bogat dacă ați putut să dați două daci? Păi eram, că atunci nu era mașini, puțini, nimic atât. Și avem și eu mașini. Am înțeles. Dar, nu, am făcut, nu-i trecut. Ați cântat? Da. De data ai colegii cu care când la Cotroceni am fost 3 ori invitat. Da. Ah, cu tovarășul Iliescu. Da. Da. A, uite, uite aici, uite aici, Maria și Petre Botiș, cei care ne-au cântat aseară, că am fost acolo la Casa Iurca de... Da. Și ne-au cântat, domnii. De unde sunteți? De la București. Foarte frumos. Și acum mai cântați dumneavoastră? Dacă merge bine, că dacă merge rău, mă gând. Doamne, dacă te afiși aveți aici, pe unde ați fost, cred că ați colindat toată lumea. Doamne, e mai mult decât un muzeu. De fapt... Apoi, ce strânge om o viață, eu tot am strâns și am pus bine, știi? Ce intrare frumoasă aici. Le-am adus. Doamne. Domnul Pătru, păi puteți să ne spuneți și nouă câteva vorbe despre ce avem aici? În primul rând despre dumneavoastră, că sincer să fiu, din păcate, nu știm prea multe. Da. Spre rușinea noastră. Păi eu de mic tot am strâns. Ba una, ba alta. N-ar fi lucruri numai de muzeu. Poate ar fi care n-au loc aici. Dar am zis că un om, să nu mă lau gospodare, pune tot de alături. Și toate le-am pus și uite că le-au venit rândul acum la cam la bătrânețe, cum s-ar zice, să le amenajez, sau cum să vă spun aici, toate. Dacă vă place, eu mă bucur. Îmi place foarte mult și sper ca și cei care văd acest filmuleț să aprecieze, fiindcă e un loc inedit. Nu am mai văzut și nu cred că să mai existe așa ceva în România și e păcat, v-am zis că eu nu știam. De-aia i-am zis Casa Pătru, că la o casă se adună tot felul de lucruri, și mai de muzeu, și mai de cum am trăit în viață, și cum trăiesc în viață, și... Nu, aici le-am adunat pe toate. Bine, am văzut, majoritatea sunt legate, majoritatea, unele dintre ele, de activitatea dumneavoastră profesională, da, nu? Exact, de folclor. De folclor. De mic, de când ați început, sau de unde pasiunea aceasta? Dacă vă spun că... Aseară am sosit de la Buzea și am fost stațiune. Dar de ce m-am dus acolo, în Buzea și la stațiune? Că avem și în zona noastră mai apropiată. Când am fost mic, de 18 ani, am fost la vaci acolo, 3 ani de zile la colectiv.
Și acum zic, mă duc să văd cum e Buziașul, cum arată, cum arătat când eram eu, cocon la vacea, că plecam la Mureșani. Ați locuit acolo sau? Nu. Deloc de unde sunteți? Din Berbești, ai 12 km. A, deci de aici, din zonă, din Maramureș. Da. Aici v-ați născut, aici ați trăit, exact, și de aici ați pornit să arătați oamenilor ce frumusețe are Maramureșul, cel puțin din punct de vedere folcloric și al tradițiilor, bănuiesc, că prin glas, prin... Ați transmis multe dintre tradiții și obicei. Tot am adunat și aici, uitați, din ele aici, dar nu mi-au încăputat, încă voi mai arăta undeva. Da. Spuneți-mi despre activitatea noastră, deci începusem cu... Păi asta am vrut să vă spun, că apă o tria în Buziaș și Căruțaș și la vaci am mulți vacile și după aia în Tormac triai, în Ădlac triai. Am venit, m-am dus în armată, am mai îmblat 3 ani cu mere în țară, cu mere lumea, cu mere să le vândă. Și atunci pe mere ce luați? Porumb sau ce luați? Că nu, se făcea un troc din ăsta, nu? Știu, dar bani. A, doar bani. Galați, Brăila și București atunci. Cum plecați de aici cu mere, cu căruța, da, până cu la vagonul, Galați? Cu vagonul. Ne adunam câțiva și mergem și le vindem. Și am întrerupt un turneu cu mere și m-am dus că îmi spune un prieten, zice, mă, du-te la Sibiu, mă, că e un concurs la Floarea din Grădină. Și să sar un pic din coace, că când eram în Buziaș la Vaci, a venit un mare spectacol cu Felician Părcașu, Ion Cristoreanu. Eu aveam un miez de voce și m-am dus acolo la Casa de Cultură și m-am străpuns și am intrat în culise unde se schimba Felician Părcașu. M-am dus la el, zic, domnul Farcașu, eu cum aș putea să fiu artist? Că am glas. Măi, băiatul, zice, streșcor, conservatoriu și, când am auzit, la Bacere, unde nu mă mai duce veci, știai. Ei, dar m-am dus la Sibiu la un concurs, la o preselecție și acolo nu s-a cerut școală, s-a cerut voce, talent. Ce vârstă aveți, mă scuzați? 77. 46. Nu acum, mulți înainte, să vă dea Dumnezeu sănătate. Atunci când v-ați dus la preselecție. La preselecție avem 25 de ani. 25? Da. Și ați plecat de la vaci și de la vândut mere și ați venit la preselecție. Exact, și la preselecție băga cât e salonul ăsta, cum să zic, băga 60 odată. Și unul îi striga pe nume, acolo completat de unde, pe două scântecile. Și striga la rând, așa cum opticat. Altul cânta, are mama o peciori, măi, dorule, măi, hopa. Așteptați răspunsul, altul, foaie verde, mă, de rad, măi. Așteptați răspunsul, mă, zic, nu-i bine imagine ca la moare. Eu aveam. Dar doar atât puțin îi lăsa, doar își dădeau seama după câteva versuri, nu? Pe loc și oprea. Am înțeles. Când și dumneavoastră ce v-ați gândit? Zis, nu-i bine, eu am de-a mele, de acasă, din Berbești, cum am învățat când am făcut cornic. Și am început să cânt de asta. Prima ore de mama, cum a murit mama, mi-am făcut ei o ore. Mamă-mi curg lacrămile, acum ați cam răcit. Cânt o dată, mai cânt una, mai una, am căpătat curaj, mă zic, e bine că pe ceea... V-a lăsat mai mult? M-a lăsat 6 ore. Extraordinar. Când am cântat, zice, să știi, băiete, că ai reușit. Domnule, zic, Nic, am reușit, am luat o traistă, am și-ai traistă cu Horinca. Am pus-o pe masă, nu, ia Sorinca, zice, că nu-i voi atunci, era domn din partid, din comisie, Emilia Comisie. Dumneavoastră de bucurie, le dădeați un cadou, da, nu? Da, nu, am vrut să ia ei. Și ați intrat în... Am intrat în concurs, deci am și reușit și capăt o telegramă. Asta se întâmpla în anul? 76. 76. Și vin acasă și le spun la amniei și la prieteni, mă, zic, am reușit la Floarea din Grădină. Dar nu îi spun la toată lumea că după ce s-a gătat concursul acolo, zice, rămâi și ți-au pe bandă horile. Mi-au luat horile, zice, unde-i Horinca? Mihai Florea, Dumnezeule, iarte că a murit. Zic, aici, domnule, i-am dat Horinca și ne rog bun. Zic, o, mocelui, mi-a luat Horinca și nu mă mai tema nimeni. Și capăt o telegramă. Vă veți prezenta pentru... etapa întâia. Eu m-am îmbrăcat de acasă cu cioare și cu cizme, îmbrăcat mândru, că când plec de acasă...
La mine e sărbătoare și m-am dus când mă văzut cea de la televiziune. Mâncei cu tine și nebun ce ați din îmbrăcat. Domnul Reni, telegramă. Te dai pacă cu aia, n-avem cu cine grei. Bine, mai repetă încă o dată cântecele ce-o fă la preselecție. Și după ce m-o chemat la etapa întâi, cu Radu Voinescu, dirijor, am cântat etapa întâi, și a doua cu ce era și mie, și a treia am luat trofeul la Floarea din Grădină. Atunci să iei trofeul era... Ați luat trofeul? Felicitări! Da, da, mulțumesc! Ce performanțe! Chiar era ceva extraordinar. Sigur, atunci. Sigur, era Angelica Stoican, Ionela Prodan. Parcă în finală rămâneau trei interpreți, nu? Da, da. O picat. Știu că și eu mi-aduc aminte de când eram cu... Rândul pica în emisiune cu mine. Și ați câștigat trofeu. Am luat trofeu. Ce însemna trofeu? Vă dădea ceva material sau doar așa recunoașterea și faptul că... Trofeu acela frumos și ne dădea și mai niște bani. Așa. Nu mulți, dar bun. Da, dar era promovarea și de acolo începeau să vă mai ia la radio. Acolo, la... Păi, mă chema... Tot la două săptămâni, că făcea televiziunea până județă la săr de sport cu ăștia de la Floarea de Grădină care eram selecționați. Și apoi am fost chemat în continuu acolo la televiziune, cam peste tot. Și da, apoi, așa spuneți. Cum am fost chemat, că am venit acasă și apoi tot am pus bam una, bam alta și am uitat să le-am... Am, și ați activat într-un ansamblu ceva sau la, ați fost? La Casa de Cultură. La Casa de Cultură. Da. Am fost în Franța, în Nantes, în multe țări am fost. În... Da, mult, da. Mult. Ați vizitat da, mult. Da. A fost, adică o viață frumoasă. Și acum vă mai duce și acum, când vă cheamă și când se merite. Sigur, când, da. Sigur că și aveți o formație cu care cântați? Aveți... Da, am ceteraș, sigur. Da, ceteraș. Foarte frumos. S-a adunat aici de toate. De fapt, casa aceasta spuneți că ați cumpărat-o cu mulți ani în urmă, da? Am cumpărat-o după ce m-am fost lansat, am câștigat și bani mulți. Că atunci eram invitat în Ucraina la nunț, că sunt 7 sate de România aici cum trece apa. Da? A, imediat după graniță? 5 minute am o bicicletă, am o electrică, 5 minute fac până în vamă, 5 de la vamă până la Maramureșul restaurant. Acolo beau cafea de multe ori. Mă. La ucraineni? Da. E un restaurant Maramureșul? Sigur, 5 minute exact de la vamă de aici. Și sunt 7 sate, spuneți? De... Da, 7-8 sate sunt de români. Foarte. Și mă duc de multe ori și îmi beau cafea, o horică dacă beau. Vă cunosc oamenii acolo? Sunteți invitați la nuntă? La, adică să cântați la nuntă? Nu vreau să mă laud că nu-i bine, dacă când am luat trofeu și m-am dus la ei, dacă berea Ilescu nu era poate mai încătat cum am fost eu. Da. Nu că mă laud sau ceva. Lumea și țara s-a adunat și Horem, ei, era lume. Oameni buni, suntem la Sighetul Marmației și am dat peste... un om extraordinar, domnul Pătru Bârlea. Domnul Pătru Bârlea, un adevărat colecționar pe lângă un profesionist al folclorului, un om extraordinar, care uitați ce și-a făcut în căsuța cumpărată cu banii făcuți din cântări, de la niște evrei, a spus. Da, de la anunț, spectacole, eram la... Și casa cumpărată de la evrei, de fapt, de înainte evrei, da. Erau foarte mulți evrei, ei erau majoritari aici. Țin minte că două odaci era 70 de mii și era 140 de mii am dat pe casă. E mare casa, nu? Două odaci, da. Mare. Din părete de afară încolo am neutat. Am 5 prunci, fiecare are un apartament. Să vă trăiască, să vă trăiască. A, fiecare are câte un apartament fiecare în casă. Da. Super. Două fete sunt Spania și acolo are casa ei, Ionița are vilă, lângă Madrid. Și Anca lângă mare. Stau bine și ei, că așa ne merit bine. Și am un fecior în Baia Mare, construcții, se ocupă cu construcții. A, deci aici doar vin în vizită la dumneavoastră. Da, o casa lor. Fiecare da, deschide, închide și... Unul, Mariano, a rămas cu mine sus. Are camera, deci aveți un băiat aici. Casa și un fecior aici și unul în Baia Mare. Două fete în Madrid. Lângă... Să vă trăiască, să vă bucurați de ei. Da. Și aici, să-mi spuneți și mie, că eu nu mă pricep, din păcate, asta e un cojocel sau cum se numește? Noi zicem sfeter în berbeș, că eu sunt din berbeș, 12 km cum? De aici. Berbeș. Știu, dar cum se spune? Sfeter. Sfeter? Pe domnia și gubiță. Gubiță? Da. Ia auziți, aveți și... Da. Ce s-au de dat de la biserică? Biserica, la catedra. Asta e o gubiță. Da. Un coșoce? O găinuță? Da. Noi ducem sfeter, dar e gubiță. Deci, oameni buni, uitați unde se găsește casa domnului Pătru și uitați numerele de telefon.
strada Mihali de Apșa numărul 19. Dacă doriți să veniți, când ajungeți aici, neapărat să nu ezitați să veniți la domnul Pătru, un om carismatic, un om numai bun de pus la rană, cum se spune, și care oferă așa prin felul lui de a fi o stare de bine și de o emoție puternică de aici, din țara Maramureșului. Așa că nu ezitați să treceți, să veniți pe strada Mihali de Apșa la numărul 19. Aveți, cum v-am zis, numerele de telefon, puteți să vă anunțați prezența dinainte și dacă maestru Pătru nu e la vreo cântare, vă va primi cu brațele deschise aici la... Așa. Da, haideți să o luăm așa pe rând, că eu vreau pe rând așa să văd câte ceva și să-mi spuneți, fiindcă îmi place tare mult. Uitați aici ce de trofee aveți. A, ăsta e laureat al concursului Floarea din Grădină, acesta da, e trofeul? Da, da, da. Foarte frumos. Și aici TV Română, laureat al concursului, aveți două? Sau se dădea unul mai mare și unul mai mic? Era mai multe, dar nu le-am ținut, adică că să vă arăt o carte. Ah, iar, dacă cineva știe să o deschidă, eu i-o dau lui, dar să o deschidă. Haideți în partea aceasta că bate lumina și... Sunt curios, nu-i nicio problemă. Uitați. Dacă cineva știe să o deschidă... Păi nu cred că se deschide. Că ba da, se deschide. Ia, dați-mi mie. Dar vedeți că eu voi iau dacă filmează. Ia să vedem, poate să... Dacă știu să o deschid, nu, glumesc, nu voi iau oricum pe asta, e sufletul dumneavoastră, nu? Ce am zis. Cred că aici rămâi să o deschizi. E, nu e. Altfel nu, da. Dai seama că domnul Pătru știe, nu e chiar așa. Uite că atins. Nu. No. Oh, wow. Ce casetă frumoasă. Ce face domnul Pătru? Vă fac pagubă. Dacă am zis. Nu, cum să iei domnului de aici? Da. Nu e adevărat. Trebuie să mai testeze și alții. Nu pot să iau așa ceva. Asta a fost o glumă. Așa. Să cleia un pic dă-i mai domn... tal, semble mai greu. Nu, dar trebuie să mai vină și... De unde aveți cărticica aceasta? O face la noi, la combinat. O făcut-o. Era combinat de... De industria la lemnului. Export. Trebuie să mai vină și alții... Domnul Pătru, asta e de suflet. Bănuiesc că cineva v-a dat un cadou de suflet. Chiar așa. Și nu pot să vă iau din suflet. Eu vă dau dacă... Nu! Noi oricum suntem enorm de mulțumiți, fiindcă am avut norocul să dăm peste dumneavoastră, fără să știm de dumneavoastră. Ne plimbam, am vrut să vedem orașul și ne-ați ieșit în cale. Poate Dumnezeu a făcut să vă întâlnim, da. Și chiar ne bucurăm din suflet. Așa, pune cartea la loc. Ne spuneți cine este în poză acolo? Doamna din poză. Aveți aici mama, o poză. Mama. Deci mama, nu? Mama. Că am vrut să zic că este... Da, era o femeie frumoasă. La da. 64 de ani de a murit-o. Bătut din part și s-a dus. Dumnezeu nu mă prins când te mult o să doriți să mă vadă. Auziți? Asta e o ladă de zestre. O ladă de zeste? Da. Lăsați, nu mai... Că nu e complicat, să vă arăt. Da. O lăduță de zestre. Ați introdus ceva în ea vreodată? Normal. Dar pereții cu ce sunt tapetați aici? Da, niște piatră. Piatră. Și aici piatra este vopsită? E dată cu un... Am dat cu ceva. Foarte frumos. Da. Și acesta ce a reprezentat? Un fus. Un fost de Maramureș care îl făcea așa unul din Balea Stăjarului Mare, de bește de porți, cu țurgalău era... Acesta puteați să mi-l dați cu toată inima, fiindcă nu-l ghiceam nici peste 100 de ani că e pus. Eu ziceam că e turnul Eiffel. Da. Foarte frumos, domnul Pătru. Și acesta l-a purtat, clopul acesta? Poți să nu, luați-l, că eu l-am primit. L-ați primit? L-am primit. Ia să vedem. De la Oșani. Eu am capul cam mare, nu cred că am incape, dar măcar să-l pun așa. Ia să vedem. Arăt bine, mami? Da, extraordinar, ești ușor. Da, trebuie și niște... Foarte frumos, aici la domnul Pătru. L-am primit cadou din Huta Certeze. Huta Certeze, am trecut pe acolo. Da. Da, e o localitate foarte frumoasă. Și aici avem multe obiecte. Da, asta e oaș. Asta e tot din Huta Certeze, asta niște șergători din Berbești, astea are niște cămești de damă, de femei,
Păi crestuță de păcurari. Am înțeles. Aici este un putinei? Da, pentru lapte, acru sau brânză, la oi galstele adună. Da. Doamne, cât aveți aici, Doamne, cât ați adunat. Ei, o talangă. Câte poate să adune om într-o viață, dar chiar ați fost un adevărat pasionat, colecționat. Da, îmi place, da, îmi place, cum vedeți. Și ați avut și unde să le păstrați, că mulți poate au, dar nu au să le păstreze. Da, trebuie să dau din eleară jos. Aici ce e acesta? Pentru lână? Pentru ce? Să nu mințesc, că nu-i bine amințesc. Am fost în Ucraina. Și acolo mi-a făcut cadou. Era în casă și uite, o știi ca muzeu și mi l-a dat. Nu știu, cred că scarmă în lână. Da, pe de-astea am uitați acestea și nu m-am... Acestea sunt lămpii pentru încălzit, din acelea cum se folosea. Păi de când? Doamne, și o vioară, și un chimir, al cui este chimirul acel? Al cui l-a purtat. Nu a fost al dumneavoastră? Nu. Și cănile acestea? Din toată Europa. Din toată Europa, Doamne, ce... Dă puțin, mami. Ia tu. Ce colecție de căni ale domnului Potru, uitați, din toată Europa. O nașuga ta. Doamne, ce aveți aici. Uite ce îmi place și cojocelul acesta. Aici mai aveți lumină? Da. Ia, mergeți dumneavoastră. Mergeți că nu știu. Mergeți numai înainte. A, se aprinde. Super tare. Doamne, spuneți-mi că întotdeauna le confund. Eu le zic ca la noi plocade. Ele sunt cergi sau cum se numește? Da. Cergi, da? Cergi. Ia uitați ce aveți aici, vedeți că s-a învechit, trebuie băut ăsta. Da, tot din Ucraina. Tot din Ucraina. Da. Dar aveți legături puternice. Ați fost și la Kiev vreodată? Am fost pe tot locul. Pe tot locul. La Paris ați fost? Oi de mine, acolo aproape dormeam într-un hotel lângă turnul iar pe acela. Aha, ați fost acolo? Da. Și în America ați fost vreodată? Nu. În America n-ați ajuns. Unde ați fost în cel mai îndepărtat loc cu cântul? Păi, cred că Franța. În Franța, în Europa? Da, în Europa. În Anglia, în ăstea n-ați ajuns până acolo? Nu, n-am ajuns. Nu, uite, asta e o curare de păcurare originală, de când e lumea, așa originală, nu știu, nici într-un, nu vreau să o laud, dar nu se găsă. Mm-hmm. E păcurare, cum purta păcurare, adică pele. Da. Da. Uite asta de pieptăni pentru lume. Da. Rebdincă îți zice, îmi place. Rebdincă. Da, un adevărat muzeu aici aveți dumneavoastră. Păcat că... Asta la ce se folosea? Zici că e un zdrobitor. Hai să vă spun clar. Tot în Ucraina m-am dus. Tot acolo, de acolo. Și un prieten m-a dus cu mașina. Noi, hai, zice că găsim ceva undeva. Și m-a băgat la perfect. Și am văzut-o acolo, aruncată la perbet, uitați-vă. Asta era la porumb, eu știu ce, măcina. Și se curăța boabele, da. Probabil. După ei, a venit, am curățat-o, am aranjat-o, am pus-o, am pus-o la punct și uite că e un obiect destul de frumos. Da. Poate Dumnezeu a făcut să dau peste dumneavoastră și să... Eu m-am chemut că nu-ți vrea veni, gândesc, hai să zic că doar nu mi-a dat în cap. Zic, hai da. Noi nu dăm în cap, de obicei. Nu. Nu că... Fioroși. Foarte frumos aveți aici. Da, este minunat. Uită-l pe domnul Pătru tânăr aici și în... Tânăr e și acum, domnul Pătru. Mai tânăr. Bărbat de bărbat sunteți. Ați fost și sunteți. Și soția ce zice de dumneavoastră? Ce e mândră, numai că... No. Acum zice... Cu ce oameni aveți poze așa mai... Am văzut că aveți și pe la Cotroceni sau... Da, am convitat de ziua șefului statului. Păi eu m-am dus, că așa a fost. Am înțeles. Uitați câte fotografii. Unde a fost domnul Pătru? Unde ai zis că era cu... Uitați viața unui om, a maestrului Pătru de aici, de la Sighetul Marmației. Casa Pătru, nu evitați să o vizitați.
Dacă vreți să veniți, să veți un par de ori. Nu, nu, că suntem cu mașina și azi plecăm spre Borșa. Da. Și cam asta e casa Mihari, fost prefect din Apșa, de dincolo de peste Apșa. Da, da, da. Ucraina. Statuia lui aici. Am văzut. Da. Dar e cam lăsată în paragină, da, din păcate. Da. Din păcate. Ce mi-e frică, le-o dat o statuie, doamne, iartă-mă că eu i-aș omore. Le-o dat o gratis. Cui? Da, la moștenitor. La primărie. A, la primărie? La muzeu, la muzeu. Pe asta zic. Uite, n-au grijă de cum s-a crepat, nu m-am picat de-ați până aici. Deci casa și un lanț, un lanț ruginit, un lăcăt de când eu. Ia uitați cum arată casa. Ne arată domnul maestru Pătru. O casă dată primăriei, lăsată de izbeliște, cum s-ar spune. Nu uitați-vă cum mai s-a deslipțit și a ticat. Am înțeles. Vedeți cum are grijă de ea. Da. Nu vine să ia în primele. Mă, ți-am dat-o gratis, dar pe te dat seama ce a avut prefectul. Câtă casă și cum începe să cadă din ea. Să se desprindă. Din păcate. Da. Casa Mihali. Să vă mai arăt, ai bine că ne grei. Casa Mihali. No, și aici am avut. Uite, și aici ați mai strâns câte pe ceva. Am strâns. No. Doamne. Ce frumusețe. Foarte frumos. Ia uitați câte căni. Căni. Cum se numește patul? Laviță sau cum? Uitați ce foarte frumos. Foarte frumos. No, aici am făcut o să fac un garaj și pe până la urmă, uitați, și altă toaletă. Am înțeles. Aveți de făcut curat pe aici. Cine face, doamna? Doamna. Fata Mariana. Fata. No, tot am adunat, vedeți. Să stima domnul Pătru, sănătate, vă doresc multă sănătate. Bucurați de ce aveți. Mulțumim din tot sufletul pentru ce ne-ați arătat și să dea Dumnezeu să ne revedem cu bine. Multă sănătate, toată stima, sănătate, numai bine.